Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Avem ocazia, fiind în viață, sănătoși, cu mintea întreagă, să participăm la masa Domnului din luna noiembrie. Să ne bucurăm de harul pe care ni-l dă Dumnezeu, har pe care nu-l merităm, pe care nu l-am cumpărat și pe care nu-l putem plăti niciodată, să fim aici cu Dumnezeul care ne-a împăcat, cu Domnul Iisus. El ne-a împăcat cu Tatăl, murind în locul nostru și asumându-și vinovăția care nu era a Lui, era a noastră. În această dimineață, predica de la Cina Domnului am intitulat-o În amintirea Domnului. Nu odată și nici de două ori, Carmen m-a întrebat, de ce nu m-ai sunat astăzi? De ce a trecut un timp așa de lung și nu mi-ai dat un telefon? Eu nu am simțit nevoia aceasta, pentru că bărbații sunt diferiți, dar femeia, datorită lipsei ei de autonomie, datorită dependenței ei, simte nevoia să fie sunată de soț, de copii, să-i spună, uite, acum am terminat lucrul ăsta și o să fac cu tare lucru, o să vin înspre casă. Mi-am dat seama de lucrul ăsta și uneori îl mai uit. Citind în 1 Corinteni, capitolul 11, am întâlnit atitudinea aceasta și de două ori Domnul spune să faceți asta ca să mă pomeniți pe mine, să vă aduceți aminte de mine spre pomenirea mea. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Fratele Viorel a citit versetul 24. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 25. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 26. Când veți face asta, veți vorbi despre mine, veți vesti despre mine. Sunt impresionat de faptul că Dumnezeu se raportează la dimensiunea în care noi trăim. Și acceptă că noi uităm și că lucrurile vechi sunt așa de departe în trecut încât noi le-am lăsat în urmă. Uneori sunt mari comori ascunse în aceste lucruri uitate, dar așa e omul. Uită prietenii care i-au făcut mult bine. Unii și uită chiar mama care le-a dat viață sau tatăl care a muncit pentru ei. Uită membrii ai familiei, uită pe cineva care în copilărie sau în tinerețe i-a făcut mult bine. Mi-am dat seama că este adevărat, cel puțin uitându-mă la experiența vieții mele. Oamenii uită. Un înțelept spunea, binele care ți s-a făcut, scrie-l pe o lespede de piatră ca să nu-l uiți, dar răul care ți s-a făcut, scrie-l pe nisip ca să se șteargă repede. Natura noastră este chiar pe dos, fiind pervertită de păcat. De aceea Domnul Iisus Hristos spune să aveți experiența cinei Domnului și la cina Domnului să mă pomeniți, să vorbiți despre mine, să vă aduceți aminte de mine, să mă amintiți. Ce anume să ne aducem aminte despre Domnul? Când mă gândesc la mama, ce anume mi-aduc aminte despre ea? Când mă gândesc la un om care mi-a făcut rău în trecut, de ce anume îmi aduc aminte? Ce anume îmi vine în memorie? Fiecare dintre noi avem o cutiuță cu memorii în care sunt înghesuite experiențele trecutului. Nu toate, ci o experiență plus un eveniment rămâne întipărită pe DVD-ul memoriei. Neapărat o experiență plus un eveniment. Dacă e doar o experiență, nu o ținem minte, pentru că sunt de ordinul miliardelor într-o viață de om. Și în cutiuța aceasta cu memorii, sunt oamenii de la extreme, oamenii de la extremele de stânga, emoțiile pozitive și oamenii de la extrema de dreapta, emoțiile negative. Dar când vorbim despre Domnul, de ce anume ne aducem aminte? Este El prezent în trecutul nostru? A fost El prezent în trecutul nostru? Sunt urmele pașilor Lui în anii prin care ai trecut? Ai fost singur sau cu El? Cine te-a adus înapoi de la spital?
Cine ți-a vindecat copilul când te-a trimis doctorul acasă, măcar că erai disperat, devastat? Cine te-a purtat pe brațe când ai fost atât de singur și de slab? Cine ți-a luat apărarea în fața autorităților? Cine te-a reprezentat într-un moment în care nu erai în stare să-ți porți de grijă? Adu-ți aminte de lucrurile astea astăzi. Onorează-L pe Dumnezeu, punând în evidență prezența Lui din trecutul dumitale. Recunoaște că în trecutul dumitale există Dumnezeu, nu doar la nivelul credinței, ci la nivelul percepției, la nivelul faptelor, la nivelul evenimentelor. A fost prezent acolo, n-ai fost singur. N-ai fost așa un viteaz, precum îți place să crezi că ești. A fost Dumnezeu prezent când au fost valul mai mare decât înălțimea corpului și te-a ridicat, te-a purtat pe brațe. Adu-ți aminte de asta la cina Domnului. Nu ți-aduce aminte de alte lucruri, nu-i vremea, mâine poți să-ți aduci aminte de ele, dar astăzi nu. De aceea avem evenimentul ăsta între noi, printre altele, ca să nu-l uităm, să nu-i uităm dragostea și prețul pe care l-a plătit, să ne numim oameni cu speranța cerului. Spre pomenirea Lui să facem asta, nu pentru alt motiv. În amintirea Lui, pentru onoarea Lui, să vorbim despre El, că S-a sacrificat, a plătit prețul pentru noi. Astăzi eram în mâna diavolului care rânjea de bucurie că mai merge cu unul în foc. Însă El i-a descleștat mâna și ne-a scos de acolo. Ne-a luat de sub blestem și ne-a așezat sub binecuvântarea Lui. Noi suntem astăzi în mâna Lui Dumnezeu și trebuie să pomenim prețul care a fost plătit. Trebuie să amintim, trebuie să vestim prețul care a fost plătit. Cel mai bun dintre noi ar fi mers în iad. Dumnezeu și numele Lui, minunile Lui, isprăvile Lui, trebuie să fie repetate, vestite, chiar dacă le-am mai spus, trebuie să le spunem din nou. Merită asta. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, dacă n-ar fi fost Domnul de partea caselor noastre, am trecut prin necazuri, prin ape și nu ne-am înnecat. E adevărat că ne-am udat, dar ne-am uscat după o vreme și viața a continuat. Dar nu ne-au înnecat apele, nu ne-au zdrobit bolovanii. Dumnezeul nostru a fost cu noi, a fost credincios, a promis că ne va duce până la capăt. Și dacă pe Israel l-a dus, chiar dacă l-a pus să meargă în cer cu o vreme, dar până la urmă l-a dus într-o țară unde curge lapte și miere și le-a spus așa, când veți ajunge acolo, tendința va fi să mă uitați. Vă spun astăzi, aduceți-vă aminte de mine când veți aduce acolo. Când veți ajunge acolo, aduceți-vă aminte de mine. Mereu și mereu Domnul, nu numai bisericii, nu numai generației noastre, tuturor oamenilor care au această problemă a uitării, o funcție normală a minții, ne spune să nu mă uitați, dacă sunt important pentru voi, dacă-s regele vostru, dacă sunt creatorul, stăpânul, Dumnezeul, mântuitorul vostru, să nu mă uitați. El a așezat în existența noastră evenimente care să ne aducă aminte. Spunea Dumnezeul lui Moise, uite, ăsta este Paștele Domnului, când copiii vor vedea, vor întreba, ce este ăsta? Eu îl așez doar pentru ca să stârnesc curiozitatea lor, și voi să aveți ocazia să le spuneți despre mine. Lui Iosua i-a spus, când copiii voștri vă vor întreba ce sunt cu cele 12 pietre în Iordan, eu le așez doar ca un stâlp de aducere a minte. Avem pe masă un stâlp de aducere a minte. Este simbolul unui trup care am fost îmbibat în sânge, străpuns, bătut și schinjuit pentru păcatul meu și pentru păcatul dumitale. Este must, rodul viței, care este un simbol al acestui sânge care ne-a curățat de păcatele noastre, care ne-a ispășit de vinovăția noastră și avem astăzi speranța că noi suntem iertați. De ce te rogi? Te rogi crezând că Dumnezeu te ascultă. De ce ai speranța că vei ajunge în cer? Ai această speranță crezând că Dumnezeu se ține de cuvânt și te duce acolo pentru că ți-ai făcut partea să crezi și să te pocăiești.
Toată viața creștină este întemeiată pe promisiunile lui Dumnezeu și noi știm că El se ține de cuvânt. Asta ne dă multă mângâiere și bucurie. Lăudat să fie Domnul în amintirea Lui. De ce anume trebuie să ne aducem aminte? Nici o predică nu poate să spună totul, însă poate să spună ceva. Trebuie să ne aducem aminte de interesul pe care Hristos l-a avut pentru noi. Dumnezeu a stat în sala tronului, într-o atmosferă pe care nu ne-o putem imagina, pură la modul absolut, înconjurat de ființe cerești care cântă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și acolo a spus, cine se va duce? Și s-a făcut tăcere. Cine va vrea să părăsească cerul și să coboare pe un pământ blestemat, care este influențat de diavolul și este populat cu oameni a căror gândire este îndreptată în fiecare zi numai înspre rău? Oameni care manifestă tot felul de nelegiuiri în spatele unei religii aparente. Și n-a fost niciun răspuns, niciun înger, niciun serafim, nimeni. Și atunci Fiul lui Dumnezeu, având interes, s-a ridicat și a spus, sunt aici, trimite-mă. Și în Betleem, în parcarea unui hotel, adică în grajdul unei case de poposire, Maria, deși fecioară, în mod inexplicabil, a dat naștere unui băiețel, care de fapt era minunea lui Dumnezeu, întrupată în acest chip de copil, ce urma să crească și la aproximativ 30 de ani de viață, să-și înceapă misiunea de recuperare cu mine și cu dumneata. Cât interes a avut să facă asta în timp ce îngerii au tăcut? Cât interes a avut să facă asta în timp ce nicio ființă cerească n-a sărit în ajutorul nostru? Cine ne-ar fi scăpat pe noi? Ce s-ar fi întâmplat cu noi? Oh, dacă n-ar fi avut el interes. Cel mai bun dintre noi era în mijlocul iadului. Trebuie să ne amintim de interesul acesta. Noi suntem astăzi cu zâmbetul pe buze, cu inima plină de speranță. Noi venim astăzi să ne închinăm lui Dumnezeu și avem o viață cu minte și liniștită, pentru că El a avut interes pentru noi. Oh, dacă El nu ar fi avut interes. Trebuie să ne amintim de interesul Lui. E o chestiune de demnitate. E o chestiune de recunoștință, de mulțumire, de omenie. Dacă spunem mulțumesc unui frate care ne-a făcut bine, care ne așteaptă la aeroport, care ne face un bine mic, pe care îl putea face și altul, cum să uităm ce a făcut Domnul și nimeni n-ar mai fi putut să facă ce a făcut El? Interesul este unul dintre lucrurile de care ne aducem aminte, în amintirea Domnului la masa Sa. Apoi, trebuie să ne aducem aminte de loialitatea pe care a avut-o Domnul. Era înconjurat de ucenici și unul dintre ei l-a trădat. Domnul ar fi putut să reacționeze, să se supere, să se mânie, să-și schimbe planul. Știți că în grădină s-a gândit la lucrul acesta. A spus, Tată, povara pe care o simt, care este imensitatea de păcate adunate de la orice ființă umană care a fost, care e sau care va fi, în existența aceasta a timpului și a spațiului, este prea grea. Nu mai au o altă soluție. Și propoziția a continuat, dar facă-se voia ta. A fost loial angajamentului pe care l-a luat din interes. A fost loial, a fost fidel. S-a gândit o clipă la o alternativă, pentru că povara păcatului, imensitatea păcatului, noi nu o putem înțelege, ne imaginăm numai că dacă Domnul s-a gândit la o alternativă, înseamnă că e drept Dumnezeu când nu acceptă păcatul în prezența Lui. Așa se justifică de ce Dumnezeu l-a scos afară pe Adam. Nu poate să stea în prezența păcatului, că îl compromite. Se face părtaș la păcat. Se complace, se asociază cu. Trebuie să ne amintim de loialitatea Lui și să ne uităm la faptul că noi, ca și oameni, avem probleme cu această virtute, și cu interesul, și cu loialitatea. Noi suntem muritori. Noi încercăm să limităm. Dacă vă uitați la un copil, el încearcă să ne imite când începe să vorbească. Și îi spun nepotului meu, avion, și el spune a. Spune a, dar atât. Peste o lună probabil că va spune mai mult. El încearcă să mă imite, dar nu reușește decât într-o mică măsură, că el e copil, nu e adult.
Noi încercăm să limităm pe Domnul în interesul pe care El l-a dovedit ca un exemplu. Însă ceea ce ne iese nouă uneori e jenant. Dar eu mă bucur de nepotul meu că încearcă să vorbească și el se bucură de mine, că nu-l părăsesc și că încerc să limit, chiar dacă interesul meu nu se ridică la înălțimea și maestatea interesului lui. Să ne aducem aminte de interesul lui. Este normal să facem asta. Este felul în care prețuim ce a făcut pentru noi. E felul în care îi mulțumim. E felul în care îi dăm ceea ce este al lui. Măreția, onoarea, gloria, slava, cinstea, puterea, închinarea, binecuvântat să fie Domnul. Loialitatea Domnului Iisus Hristos trebuie amintită. A fost fidel Domnul, nu te-a lăsat acolo. Mai ții minte când ai alunecat? Mai ții minte când ai căzut? Mai ții minte când ai păcătuit? Mai ții minte când ai greșit? Mai ții minte când ai avut o slăbiciune? Mai ții minte când n-ai vegheat? Nu te-a lăsat acolo, a fost loial. Și dacă te-ai mărturisit, ți-a dat putere să părăsești păcatul pe care l-ai mărturisit. Loialitatea Domnului ne-a câștigat sufletele. Nimic nu ne mustră așa de tare decât atunci când ne iubește și noi știm că nu merităm. Noi știm că ar trebui să fim pedepsiți și El ne iartă pentru că ne mărturisim cu speranța că nu vom mai păcătui. Ei bine, așa de mustrați ne simțim în conștiința noastră și deși suntem iertați, nu ne trece prin minte în mod intenționat să repetăm greșeala. Așa se explică întrebarea unora, păi dacă așa te iartă de repede înseamnă că pot păcătui din nou. Oh, nu, nu, pentru că există o mare pedeapsă să fii iertat când meriți să fii pedepsit. Să ne amintim de interesul Domnului, să ne amintim de loialitatea Domnului, să ne amintim de faptul că Domnul a spus adevărul și a fost adevărul. A trăit într-o lume coruptă ca și noi, a trăit înconjurați de oameni care au mințit ca și noi, a fost expus unui proces justițiar nedrept, iar judecătorul care avea menirea, dar și responsabilitatea să facă dreptate, n-a făcut-o. A fost nedreptățit Domnul, dar El a spus adevărul. Spunând adevărul, l-au urât fariseii, l-au urât preoții. Pilat a fost speriat de adevărul care l-a spus El. Irod a fost curios, dar Domnul a fost adevărul. Eu sunt adevărul, a remarcat El, a afirmat El. Nu numai că El a fost adevărul, dar El mereu și mereu a spus adevărul. Nu vom întâlni în lumea noastră, în lumea asta imperfectă, care alunecă pe pământul ăsta blestemat, înspre moarte, nicio ființă care să spună adevărul în mod necondiționat, de la naștere până la moarte. Trecutul nostru este presărat cu vorbe care au spus doar jumătate din adevăr. Trecutul nostru uneori conține și vorbe care au fost în totalitate neadevărate, numite minciună și de care ne-am pocăit. Dar Domnul a spus adevărul. Ne uităm la El cu admirație. El a reușit să fie adevărul, să spună adevărul, să apere adevărul, să promoveze adevărul. Într-o lume nedreaptă, într-o lume fără adevăr, într-o lume bazată pe corupție, pe interes, într-o lume subiectivă, trebuie neapărat să remarcăm această atitudine unică, excelentă a Domnului Iisus Hristos. Trebuie să amintim interesul Lui. Trebuie să amintim adevărul Lui, trebuie să amintim loialitatea Lui, trebuie să amintim dreptatea Lui. Cu Adam, Domnul a fost drept, pare nemilos și aspru, însă noi oamenii am inventat un surogat al dreptății. Cineva este drept atunci când ne face dreptate nouă, nu când face dreptate după adevăr. Câți oameni nu se supără pentru că sunt pedepsiți pentru greșelile lor? Și ei atunci spun, dar putea și să treacă cu vederea, să mă treacă cu vederea și pe mine, după cum a trecut cu vederea pe altcineva. Aseară fiul meu m-a așteptat la aeroport și nu l-a lăsat să stea acolo prea mult, că știți cum îți spun să te plimbi, să nu stai acolo, din motive de securitate și de aglomerație. Și când am venit, el era impacientat și mi-a spus, vezi mașina asta? Mașina asta, eu de 3 ori m-am învârtit, dar mașina asta n-a plecat de aici. Pentru că persoana care o conduce are aceeași culoare cu omul care, cu security care face ordine acolo. Pe ea a lăsat-o și pe mine nu. Și pe mine m-a pus să ocolesc. E nedrept ce s-a întâmplat. De ce a făcut așa? Este adevărat, este nedrept. Dar
Această nedreptate este problema ei. L-am întrebat, era normal după lege ca să pleci? Era normal, atunci bine ai făcut că ai plecat. Noi tot timpul suntem preocupați de ce alții sunt tratați cu subiectivism și li se face dreptate când nu au, iar noi în aceeași situație suntem pedepsiți. Noi nu trebuie să fim preocupați de ce alții nu primesc pedeapsa când noi o primim. E normal ca să o primim dacă o merităm. Domnul Iisus a lucrat după dreptate. Domnul Iisus a lucrat după dreptate cu Adam, n-a fost aspru. Nici cu Acan n-a fost aspru. Nici cu Anania și Safira n-a fost aspru. Nici cu Iuda n-a fost aspru. Nici cu Petru, nici cu Ahab, nici cu David. Cu niciunul n-a fost aspru. Să nu mai vorbesc de mine și dacă îmi dai voie de dumneata. Dreptatea Domnului trebuie amintită. Universul acesta s-ar prăbuși ca o casă fără stâlpi dacă n-ar mai exista dreptatea lui Dumnezeu. Uneori dreptatea lui Dumnezeu se ridică împotriva păcatului din noi, nu împotriva noastră. Împotriva noastră Domnul are un singur lucru, iubirea, dragostea. Dar împotriva păcatului din noi, Domnul ridică dreptatea. Altfel am devenit până în măduva oaselor coruptibili și nemai existând legea care ne motivează să ne corectăm, ne-am permite natura noastră fără limită, ne-am permite să trăim în păcat pe care îl vom numi religie. Trebuie să amintim interesul Domnului, loialitatea Domnului, adevărul Domnului, dreptatea Domnului și trebuie să amintim dragostea Domnului. Priviți-o pe femeia aceea care e înconjurată de bărbați, într-o societate unde femeia era privită cu dispreț datorită inferiorității condiției de femeie. Priviți oamenii aceia cu fețele pline de ură, care țineau pietre în mâini, după lege urma imediat să fie omorâtă, a fost prinsă în adulter, nu s-a spus că este. Una este să se spună că și alta este să existe dovada. A fost prinsă în adulter și în peisajul acela acuzator a apărut și persoana glorioasă a Mântuitorului. Și a spus doar atât. Cine nu merită să fie lovit la rândul lui cu piatra, să devină judecător și să o lovească. Și noi toți care eram acolo cu pietre în mână și care știam că ea trebuie să moară, Domnul a spus pe ea o omori după ce mai întâi te asigur că nu meriți tu să fii omorât. Și eu am zis, Doamne, eu merit să fiu omorât. Păcatul ei nu l-am făcut. Da, păcat cu gura. Da, păcat cu mintea. Da, păcat cu inima. Da, păcat cu relația. Da, păcat cu asocierea. Da, păcate de comitere. Da, de omitere. Și dintr-o dată am recunoscut că undeva, în peisajul acesta, pe tabla asta de șah cu multe pătrățele, am și eu o vinovăție pentru care trebuie să fiu omorât. Și am spus, nu, eu nu vreau să fiu omorât pentru păcatul meu, așa că nu o să arunc cu piatra în ea. Și am plecat. Și dumneata m-a urmat și locul a rămas gol. Și Hristos a uitat la ea. El avea dreptul să arunce cu piatra. El nu avea niciun păcat. Erau probabil pietrele aruncate din mâna celor care le avusese. Era ușor să le apuce, să le prindă și să o lovească. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor ar fi fost o împlinire a Scripturii. Merita femeia aceea să fie omorâtă de pietre de un neprihănit. Însă neprihănitul acesta, pe lângă dreptatea care îi inunda ființa, avea o dragoste care se împletea cu dreptatea. S-a uitat la ea și i-a spus, nu te osândesc, du-te. Vă puteți imagina ce a simțit? Mă mir cum ne-a stat inima. Vă puteți imagina ce a simțit? O femeie pur și simplu scoasă din închisoare, în ciuda faptului că merita să-i putrezească oasele acolo. Și Domnul i-a spus, du-te, eu am dreptul să te omor, dar nu te omor. I-a mai spus ceva, învață din treaba asta, oprește-te să nu mai păcătuiești. Eu vă asigur că nicio predică din lume n-ar fi putut să o influențeze, să pună în inima ei trăiri interioare, sufletești, atât de profunde, motivații, angajamente, hotărâri pe care le-a luat prin experiența la care a expus-o Domnul. Tot ce face El este pedagogic pentru noi, și suferința prin care trecem și bucuriile prin care trecem. Mulțumesc în mod personal lui Dumnezeu pentru toate bucuriile vieții mele și pentru toate necazurile vieții mele, pentru toată fiecare picătură de suferință pe care am găduit-o, care a fost mai bună decât bucuria, pentru că a corectat, pentru că a ridicat, pentru că a refocalizat, pentru că a redirecționat, pentru că m-a învățat lucruri pe care n-am putut să le învăț din cărți. Dragostea lui Dumnezeu trebuie amintită.
Te rog frumos, adu-ți aminte că dacă n-ar fi fost Domnul, oamenii te-ar fi omorât cu pietre. Autoritățile, legile, circumstanțele vieții te-ar fi omorât cu pietre. Însă ești un om privilegiat. Domnul ți-a spus, eu te pot omorâ, soarta ta e mâna mea, dar nu te omor, du-te. Și te-ai dus. Astăzi ești liber pentru că Iisus ți-a oferit libertatea în timp ce meritai să fii închis. Trebuie să amintim puterea Domnului. Vă aduceți aminte de prima profeție mesianică, Genesa 3:15? Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, Fecioara Maria. Între sămânța ta și sămânța ei, Hristos. Hristos îți va zdrobi capul, să știi, să fie clar, limpede, e doar o problemă de timp. Tu doar, o nimica toată, îl vei lovi la călcâi. Călcâiul e aproape insensibil. Dacă ne-am lovit cu capul de pământ, cum ne lovim cu călcâiul de pământ, dacă am sărit în cap așa cum sărim în călcâi, ar fi complicat. Călcâiul este foarte dur, capul e foarte vulnerabil. Aceasta e comparația, acesta este sensul, mesajul pe care l-a făcut Domnul. Știți ce a spus Dumnezeu în Genesa 3:15? Sămânța femeii, șarpe, diavolule, satanul, te va zdrobi, te va distruge. Noi trebuie să spunem că Dumnezeul nostru l-a învins pe satana care ne-a învins pe noi. Imaginați-vă trei echipe de fotbal sau trei șahiști sau trei concurenți într-o anumită întrecere sportivă. Și A, B, C. A joacă cu B și A este scos afară. B este campionul, dar B acum trebuie să joace cu C. C îl învinge pe B. Dar tot ce merită el îi spune, eu îi dau lui A. Eu sunt A. Cum privim la B și la C? Domnul are toată puterea, trebuie să amintim puterea Lui. Noi suntem astăzi aici datorită puterii Lui. Dacă El nu-L învingea pe diavolul, diavolul era șeful nostru. Diavolul era proprietarul nostru. El era stăpânul nostru. În agenda Lui era scris numele meu. Exista un certificat de adoptare, de adopție. El ne-a smuls din mâna diavolului. El a rupt certificatul. El ne-a făcut un certificat de înfiere și suntem azi copiii lui Dumnezeu. Dar totul s-a întâmplat pe jertfa lui, pe cheltuiala lui, în baza puterii lui. Trebuie să amintim puterea aceasta. Astăzi când ne împărtășim, amintiți lucrurile astea, dar amintiți-le cu adorare, cu lacrimi noi, cu bucurie, cu responsabilitate, pentru că sunteți beneficiari ale lor. Aduceți-vă aminte de asemenea, alături de mine, de iertarea lui Hristos. Aduceți-vă aminte de asemenea de iubirea lui Hristos. Aduceți-vă aminte de bunătatea lui, de blândețea lui, de metodele pe care le folosește pentru ca să ne corijeze, să ne corecteze, să ne îndrepte. Astăzi este o zi când pomenim pe Domnul. Când vei lua bucățica aceea de pâine și o vei băga în gură să o mesteci, spune, nu merit să mănânc asta, pentru că sunt un om prin ceea ce eu am făcut, vinovat. Dar în numele lui Iisus, care m-a iertat, mănânc și mănânc cu libertate, pentru că sunt iertat, pentru că mi-am mărturisit păcatul cu pocăință. Apoi spune, mărturisesc acum, afirm, pomenesc, vestesc că El merită totul, El mi-a dat, El e Dumnezeu, El e Mântuitor, El e Domn. Astăzi afirm, reînnoiesc angajamentul meu de fidelitate față de El, de slujire, de urmare. Nu vreau să muncească nimeni mai mult în biserica asta ca mine. Nu vreau să alerge nimeni în biserica asta mai mult ca mine. Nu vreau să ierte nimeni în biserica asta mai mult decât mine. Nu vreau să suporte nimeni mai multe ofense în biserica asta ca și mine. E angajamentul meu de a fi primul, de a încerca, măcar al doilea. La cina Domnului, cam cu lucruri de genul ăsta ar trebui să ne ocupăm. Cam lucruri de genul ăsta ar trebui să ne treacă prin minte. Cam așa ceva ar trebui să simțim. Să ne aducem aminte de Domnul, pentru că ne-a chemat la masă intenționat ca să-L vedem, pentru că între mese umblăm cu alții și îl uităm pe El, dar El ne spune, copii, hai la masă, și când ajungem la masă, îl vedem acolo și spunem, oh, mai scriști? Te uitasem, bine că te văd să-mi aduc aminte de tine. Avem o mare problemă. Suntem la zi cu politica, suntem la zi cu sportul,
suntem la zi cu toate, cu versetele avem un pic de problemă și cu faptul că-L uităm pe Domnul. Și El ne spune, vreau să aveți sărbătoarea asta, când nu de sport și de politică să vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte de mine, că-s Dumnezeul vostru, sunt Creatorul vostru, sunt mama voastră, sunt Tatăl vostru, viața voastră este în mâna mea, eu v-am scos din moarte și din mâna diavolului și în ciuda faptului că încă sunteți imperfecți prin ceea ce voi faceți, sunteți perfecți prin meritul meu pe care vi-l trimit din cont, sent, îl trimit către voi. Sunt banii mei din accountul meu, transfer în accountul vostru. Sunt un Dumnezeu bogat, sunt un Dumnezeu bun, sunt un Dumnezeu care îmi găsesc plăcerea să fac bine, să iert, să iubesc. Dar nu uita, asta nu te absolvă, nu te absolvă de responsabilitatea pe care o ai. Suntem la masa Domnului să ne aducem aminte de El. Autoarea Barbara Glantz povestește despre un om de afaceri de succes care ajunsese adult, că și-a adus aminte de profesoara de literatură din clasa 8-a și i-a scris o scrisoare frumoasă. Scria de pe poziția unui om de succes, unui om împlinit, unui om realizat. Și femeia aceasta, fosta lui profesoară acum foarte bătrână, i-a trimis un răspuns și i-a scris următoarele cuvinte. Nu vei ști niciodată cât de mult a însemnat scrisoarea ta. Am 83 de ani și locuiesc singură. Prietenii mei, familia mea, au murit toți. Am fost profesoară timp de 50 de ani și scrisoarea ta a fost primul și singurul mulțumesc pe care l-am primit vreodată de la un elev. Uneori mă întreb ce am făcut cu viața mea de a merita acest anonimat. Voi citi și voi reciti scrisoarea ta până în ziua în când voi muri. În mod ironic, spune autoarea, profesoara aceasta a fost cea mai apreciată din școală în timpul în care elevii au fost elevi. După ce au plecat, părăsind statutul de elev și lăsând în urmă pe buna profesoară, uitarea a acoperit bunătatea ei. Omul ăsta și-a adus aminte și câteva rânduri i-au făcut bătrânețea fericită și luminoasă. Domnul nu-i bătrân, Domnul nu-i singur, Domnul nu depinde de aprecierea noastră, însă noi ne exprimăm caracterul și loialitatea și recunoștința și demnitatea de oameni născuți din nou atunci când ne uităm la El și nu ne mai oprim mulțumindu-i, lăudându-l, apreciindu-l și onorându-l, pentru că este un Dumnezeu care a coborât din cer pe o bucată de pământ pentru mine să mă recupereze. Nu ne va scoate nimeni din cap această obligație, această responsabilitate să pomenim pe Domnul, pe Dumnezeul nostru. Avem în prezent și în viitor noi vulnerabilități, ca și în trecut. Știți a cui braț va fi de partea noastră? Știți cine va lupta pentru noi? Știți cine va plânge cu noi? Știți cine va petrece cu noi? Cine va sta cu noi și cine va merge cu noi? Aceeași persoană care a făcut și în trecut aceste lucruri. Domnul care este tăria noastră, care este mângâierea noastră. Astăzi îl vom pomeni, îl vom onora, îl vom adora, că este Dumnezeu, este Mântuitor, e Tată, este scumpul, frumosul și alesul sufletului nostru. Lăudat să fie Domnul! Poporul Domnului, ne ridicăm în picioare și în această rugăciune ne pregătim inima, îl pomenim pe Domnul, îl lăudăm pe Domnul. Împreună ne rugăm! Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!